Dragii mei, în această dimineață dați-mi voie să citesc un singur verset și cei care aveți Biblia, vă rugați să o deschideți împreună cu mine și să o țineți deschisă la Matei, capitolul 5, voi citi versetul 13. Matei, capitolul 5, versetul 13, un singur verset, cuvinte puține, dar cu semnificații mari pentru fiecare dintre noi. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Amin. Doresc în această dimineață, dragii mei, să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și am acest gând pe inimă pe care vreau să vi-l împărtășesc și să vă vorbesc despre viața cu gust inconfundabil. Sarea este unul dintre componentele vieții de zi cu zi care transformă aproape orice lucru și dă un gust inconfundabil. Toți știm când ceva este sărat sau nu este sărat. Mă uit în Scriptură și văd cuvintele Domnului Iisus care vorbește și se adresează ucenicilor din vremea respectivă când Domnul Iisus le vorbea. Dar aceste cuvinte sunt în egală măsură valabile și pentru noi. Vreau să învățăm de la sare sau de la faptul că suntem chemați să fim sare, ce înseamnă să trăim viața noastră de credință în așa fel încât să avem un gust inconfundabil în lumea în care trăim. Câteva lucruri despre sare. Nu știu dacă v-ați gândit la acest component, la acest compus, pentru că sarea este un compus. Studiind puțin Scriptura, văzând contextul în care este folosită sarea și gândindu-le la ceea ce vedem în fiecare zi, dați-mi voie să setez un pic contextul a ceea ce înseamnă să fii sare. Este foarte interesant că dintre numeroasele exemple pe care Hristos le-ar fi putut folosi din viața cu zi cu zi, de zi cu zi, și noi știm că Domnul Iisus folosea exemple practice din viața de zi cu zi a oamenilor, cred că sarea este cel mai puțin obișnuit exemplu pe care am putea să-l atribuim ca fiind un simbol. M-am întrebat și studiind pentru mesajul din această dimineață, m-am întrebat adesea de ce tocmai sarea? De ce Dumnezeu, de ce Domnul Iisus Hristos nu ne-a spus că suntem altceva decât sarea pământului? Haideți să găsim răspunsul în Cuvântul lui Dumnezeu. Despre trei lucruri vreau să vă vorbesc în această dimineață și primul dintre ele vorbește despre faptul că Dumnezeu folosește adesea lucruri simple ca soluție la probleme complexe. Este una dintre marile specialități a lui Dumnezeu, să folosească un lucru simplu ca să dea răspuns la ceva complex. Noi ca și oameni am face total diferit. Când avem o problemă complexă, ne gândim că și soluția trebuie să fie complexă. Când avem o situație mare cu care ne confruntăm, o problemă mare, o situație care pentru noi este supradimensionată, ne gândim că și soluția trebuie să fie pe măsură. Păi dacă problema este mare, înseamnă că rezolvarea ei necesită o soluție mare. La Dumnezeu lucrurile nu stau tocmai așa, pentru că adesea, dacă citim Sfânta Scriptură, dacă ne uităm în Cuvântul Domnului, vom vedea că Dumnezeu are această abilitate unică de a folosi lucruri banale, lucruri simple, lucruri pe care adesea noi le trecem cu vederea pentru a rezolva probleme care altfel nu se pot rezolva. Sarea este unul dintre aceste lucruri. Faptul că analogia pe care o folosește Hristos despre noi, că trebuie să fim sarea pământului, își găsește originea exact în această afirmație. Dumnezeu folosește lucruri simple ca să rezolve probleme complexe. Repet, sarea, v-ați gândit recent la sare? Câteva lucruri despre sare, foarte practice. 1. Sarea este un compus simplu care răspunde nevoilor complexe. Mă uit la ceea ce ne înconjoară. E greu de găsit un lucru mai simplu pe care Dumnezeu l-a creat în natură pe lângă sare. E greu de spus cum Dumnezeu a luat un atom de sodiu
încărcat pozitiv și un atom de clor încărcat negativ și a creat ceea ce poartă numele de clorură de sodiu sau sarea obișnuită. Dumnezeu, când a creat sarea, a creat un compus extrem de simplu, dar care răspunde nevoilor extrem de mari și complexe. Prea puțin, repet, din lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu sunt mai simple decât sarea. Totuși, trebuie să știți câteva lucruri. Sarea a fost folosită ca monedă de schimb până aproape de secolul 20. Sarea a fost unul dintre cele mai scumpe produse din antichitate. Sarea a fost motivul pentru care au fost inițiate războaie. Sarea este un element esențial pentru organismul omenesc. Sistemul nervos, sistemul muscular al omului depinde în mod indiscutabil de cantitatea corectă de clorură de sodiu din organismul nostru. Când te duci să-ți facă un tratament medical, când te internezi de urgență la spital, când te duci la urgență pentru că ți-ai rupt un picior, ți-ai rupt o mână și Domnul să ne păzească să ajungem la urgențe, dar când ajungem la urgență, pentru că asta este realitatea vieții, când simți o durere undeva, când nu poți localiza și nu poți să te ocupi de ea, pe cont propriu te duci la urgență. Știți care e prima perfuzie pe care ți-o dau cei de acolo? Îți pun clorură de sodiu. Adică, cu alte cuvinte, este același compus, bineînțeles, cu valențele lui medicale, nu ia nimeni solnița de pe masă și o pune în apă și apoi îți dă o perfuzie, dar primul lucru pe care organismul tău trebuie să-l primească ca să-și recapete echilibrul creat de Dumnezeu este clorura de sodiu, adică sarea. E esențială pentru sănătatea organismului nostru. Dragilor, interacționăm cu sarea infinit mai mult decât ne dăm seama. În ultimele 2 ore, probabil fiecare dintre noi am interacționat cu sarea dacă am fost pe la micul dejun în dimineața aceasta. Într-un fel sau altul am interacționat cu ea. Sarea este fie folosită, fie intră în compoziția majorității produselor pe care le folosim în fiecare zi. De la hârtia pe care punem mâna și scriem, până la produsele de cauciuc, până la haine, până la produsele de plastic, până la aproape toate produsele din industria farmaceutică conțin sare, cloruri de sodiu. Jumătate din toate produsele din industria chimică se procesează folosind sare. Deci, sarea este un produs complex, un produs simplu care răspunde nevoilor complexe. Încă ceva. Sarea există peste tot, dar aproape nimeni nu o remarcă. Pe cine ați auzit în ultima vreme având o conversație despre sare? Ați vorbit cu cineva despre sare în ultima vreme? Există peste tot, literalmente peste tot, dar nu o remarcă nimeni. Cine a remarcat cât e de importantă sarea? Gândiți-vă puțin, e peste tot. Și când zic peste tot, stă pe mesele noastre acasă sau în dulăpioarele noastre din bucătărie. Stă pe mesele a sute de mii de restaurante în lume și în milioane și zeci de milioane de solnițe. Spre deosebire de piper, știți că sarea și piperul sunt adesea asociate în bucătărie. Piperul nu-i esențial, dar sarea este esențială pentru sănătatea noastră și oamenii o consumă întotdeauna. O adăugăm în mâncare. Știți că o mâncare fără sare nu-i prea bună. Te duci, repet, te internezi poate la spital și acolo, pentru a-ți controla nivelul de sare, cei de acolo îți dau uneori o mâncare din care lipsește sarea, o gust, parcă, indiferent ce e în farfurie, dacă nu-i sărat, parcă nu-i bun. Da? Pe lângă asta, sunt miliarde de tone de sare în oceanul planetar. Știți că oceanul ocupă peste 70% din suprafața terestră și acolo sunt literalmente miliarde de tone de sare. E peste tot. Ciudat e un lucru. Fiecare înțelege despre sare ceea ce crede. Ne gândim la ceea ce a spus Domnul Iisus. Voi sunteți sarea pământului. Ce a vrut de fapt Domnul Iisus să spună? Că Dumnezeu folosește un lucru simplu ca să dea răspuns complex la problemele lumii. Spune Hristos că folosește sarea, noi suntem sarea pământului, pentru că sarea trebuie să fie peste tot, chiar dacă nimeni nu observă că e acolo. Și încă câteva caracteristici. Sarea nu atrage prin nimic.
însă lipsa ei se simte imediat. Sarea nu arată, nu are nimic atractiv, e o pulbere albă, în general, cea pe care o folosim noi. Mergeți într-o salină, mergeți la Pride, pereții sunt din sare, nu te atrag cu nimic. Mediul însă este așa de sănătos, pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim sarea pământului, pentru că, deși poate nu atragem cu nimic, lipsa noastră se simte imediat. Cât credeți că e de atractivă pulberea aia albă? Ați citit Sarea în bucate. Știți ce s-a întâmplat în Sarea în bucate? Este una dintre operele din literatura română. Sarea în bucate vorbește exact despre acest lucru. Faptul că ea nu este atractivă în sine, însă lipsa ei se vede. Te iubesc, spunea acolo una dintre fiicele împăratului către tatăl ei, împăratul, te iubesc ca sarea în bucate, nu ca zahărul. Încercați să puneți zahăr în loc de sare în mâncarea pe care o preparați, veți vedea că rezultatul este rău. Și de ce? Pentru că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim ca și sarea pământului, a spus Domnul Iisus. Nu trebuie să atragem neapărat prin ceea ce suntem noi, ci prin ceea ce Dumnezeu a așezat în noi. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Atractivitatea noastră pentru lumea aceasta, importanța noastră pentru lumea asta, nu este prin ceea ce suntem noi, ci prin ceea ce Dumnezeu a pus în noi ca și valoare. Adesea credem că pentru a ne împlini rolul în lume, trebuie să atragem atenția noastră prin ceea ce facem și suntem. Important, știți ce este pentru Domnul? Să nu lipsești niciodată de acolo de unde te-a așezat Dumnezeu. Că așa e și sarea. Când lipsești de unde trebuie să fie, îi se vede lipsa, nu atrage prin nimic. Mai ceva despre sarea. Despre sare. Sarea nu se folosește în cantități mari. Știți de ce? Pentru că ea are putere mare. Nu se folosește în cantități mari. Câtă sare puneți în mâncare? Nu iei, punga de sare și torni așa cât cuprinde, nu? Pui puțin, guști, până când ești acolo și vei constata că la o oală mare de ciorbă sau de supă sau de ce-ți place să faci, trebuie puțină sare. Știți de ce? Că sarea, deși se folosește în cantități mici, are putere mare. Mă gândesc la ceva. Știți că un singur om al lui Dumnezeu are putere mare în ochii lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu ne-a așezat unde suntem. Dragi tineri, dați-mi voie să vă spun o vorbă doar. Că mult din ceea ce vă spun în dimineața asta este pentru voi care ați venit să studiați, vă integrați într-un sistem de învățământ unde Dumnezeu vă cere un lucru foarte simplu, vă cere să aveți acel gust autentic al omului lui Dumnezeu. Sarea, în cantități mici, are putere mare. Un om al lui Dumnezeu, dedicat, face mai mult decât ne dăm seama. Puterea ta nu-i dată de compoziția ta ca om, ci este dată de faptul că ești născut din nou, ești înnoit de Hristos, ești o ființă nouă. De acolo vine puterea noastră. Puterea noastră ca și credincioși nu-i dată de elementele din care noi suntem compuși, pentru că dacă stăm să ne gândim pragmatic, Dumnezeu ne-a făcut din pulberea pământului. Dar ceea ce a pus Dumnezeu în noi este valoros. De aceea noi putem cu o cantitate mică, unul măcar, să influențăm așa de mult, ca și sarea, pentru că ea se folosește foarte puțin, pentru că are putere mare. Un copil al lui Dumnezeu, așezat de Dumnezeu la locul potrivit, are putere așa de mare. Dacă nu mă credeți, încercați-l pe Dumnezeu, puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Un tânăr credincios, într-o grupă întreagă de studenți, poate să aibă un impact mult mai mare decât îl poate crede sau poate gândi. Un credincios așezat într-un loc de muncă, în mijlocul tuturor celorlalți, poate să dea gust și finețea aceea pe care Dumnezeu o așteaptă. Știți de ce? E foarte, foarte interesant că puterea noastră nu stă în ceea ce suntem noi. M-am gândit tot la sare, pentru că despre ea vorbim. Știți că sarea e formată din sodiu, care este un metal coroziv și nociv în sinea lui. Nu poți ține sodiul în mână pentru că te arde. Este coroziv, este nociv, este foarte alcalin. Literalmente îți arde pielea în contact cu apa. Are o reacție chimică care dăunează grav organismului. Clorul, pe de altă parte,
el însuși are aceleași efecte nocive. Clorul este toxic. Dar, cât de faină e combinația dintre sodiu și clor. E pudra aceea albă sau forma aceea de rocă pe care Dumnezeu a creat-o și se numește sare. Știți ce îmi spune mie asta? Că noi odată am fost nocivi. Noi odată am fost toxici, odată am fost plini de păcat, odată am fost plini de răutate, pentru că zice Biblia că ne-am născut în păcat, pentru că zice Biblia că toată lumea zace în cel rău, dar când Dumnezeu ne-a transformat, știți că asta e partea frumoasă, Dumnezeu te mântuiește, Dumnezeu nu te îmbunătățește, ci Dumnezeu te schimbă. Știți ce spune 1 Corinteni 5 cu 17? Cine este în Hristos? Este un pic mai bun, nu? Cine este în Hristos este o versiune îmbunătățită. Dumnezeu nu-ți face upgrade când te pocăiești, ci Dumnezeu îți resetează tot sistemul și te face o făptură nouă. Asta îți dă putere. De aceea, într-o cantitate mică, tu ca om, poți să ai un efect mare. Deci, tu un singur credincios, chiar dacă ești unul singur, o să ai putere mare. Puterea nu vine, repet, din tine, din esența ta, ci din ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Putem continua, sunt așa de multe lucruri. Mai vreo două lucruri vreau să vă spun despre sare. Da? Un lucru foarte interesant despre sare. Sarea nu este niciodată singurul element din compoziție. Credem noi de multe ori că dacă suntem pocăiți, noi suntem singurul element din toată compoziția. Eu sunt cel mai important. Dacă nu sunt eu, nu se poate fără mine. Știți că sarea este întotdeauna un component secundar, deși valoarea este de departe, o valoare primară. Întrebare, care dintre voi veți mânca la prânz o farfurie de sare? O să zică cineva, păi e așa de importantă sarea, nu? Dacă e așa de importantă, hai să o facem felul principal. Nu. Niciunul dintre voi nu se va apuca să mănânce sare cu lingura, nici măcar cu lingurița. De ce? Pentru că sarea nu are nevoie să fie elementul principal din compoziție, ci impactul și valoarea noastră, dragilor, mie îmi spune asta, nu vine din singurătate, se numește unitate. Noi suntem puternici când suntem în unitate. Noi nu trebuie să fim componentul principal. Trăim cu sentimentul că vom avea impact dacă doar noi suntem pe linia întâi. Sarea nu este niciodată pe linia întâi. Ați făcut vreodată o friptură, surorilor? Nu întreb pe bărbați, că bărbații în general nu se îndeletnicesc cu bucătăria așa de mult. Zic în general, pentru că există excepții. Când faci o friptură, ce-ți place ție să pui în cuptor? Ăla e felul principal, aia este atracția mesei. Dar felul ăla principal, friptura aceea își pierde așa de mult din valoare dacă n-are în compoziție un pic de sare. Nu vei pune pe masă niciodată un munte de sare. Vei pune ceea ce ai depus și cu puțină sare. Haideți să înțelegem că noi nu trebuie să fim componentul principal ca să putem să avem valoare. Și încă ceva. Și trec la al doilea lucru, gustul sării nu poate fi niciodată confundat cu nimic. Niciodată gustul de sare nu poate fi confundat cu altceva. Nici cu gustul de piper, nici cu gustul de condimente mediteraniene, cu absolut nimic. Sarea este doar sare. O mâncare este bună dacă are cantitatea potrivită de sare. Poți să pui toate celelalte condimente, dar dacă lipsește sarea, nu este bună. Dragilor, gustul nostru pe care îl avem ca și copiii lui Dumnezeu nu poate fi niciodată confundat. De asta, autenticitatea noastră ca și copiii lui Dumnezeu vine din chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, din lucrarea ce a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Asta suntem noi, doar oameni simpli care pot avea un impact uriaș, doar oameni obișnuiți pe care Dumnezeu îi folosește pentru lucruri neobișnuite, doar niște componente din marele întreg, doar niște bucăți din marea imagine a lui Dumnezeu, dar nu putem să lipsim de acolo. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea lui infinită, folosește lucrurile simple ca să rezolve probleme complexe. Asta este primul lucru pe care vreau să-l reținem despre sare. Al doilea lucru, pe lângă faptul, ascultați ce spune Domnul Iisus, voi sunteți sarea pământului.
Dar dacă sarea își pierde gustul, am spus că Dumnezeu folosește un lucru simplu ca și sarea pentru a răspunde nevoilor complexe. Mai este încă un lucru de zis. Dumnezeu ne-a dat nouă o identitate, dar cu identitatea aceasta Dumnezeu ne cere să avem influență în lume. Dumnezeu îți dă identitatea. Voi sunteți sarea pământului. Asta e identitatea noastră. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Dumnezeu vrea ca noi să influențăm pe baza identității noastre. Câteva cuvinte despre acest gând. Voi sunteți sarea pământului, spunea Domnul Iisus, dar dacă sarea își pierde gustul, adică, cu alte cuvinte, voi aveți o identitate în Hristos și identitatea voastră, Dumnezeu se așteaptă ca, datorită identității voastre, să aveți o influență. Dar dacă sarea își pierde gustul, spune Biblia, prin ce îi se va recăpăta gustul? Vreau să medităm câteva minute la acest gând. Identitatea noastră ca și copiii lui Dumnezeu cere ca noi să avem o influență în lumea unde ne-a așezat Dumnezeu. E foarte simplu acest concept. Dumnezeu ne-a chemat să fim ceva pentru ca să împlinim altceva. Identitatea noastră va produce întotdeauna influență. Influența noastră poate să fie bună sau poate să fie mai puțin bună. Când zice voi sunteți sarea pământului, Hristos ne spune asta este identitatea voastră. Voi sunteți așezați pe pământ să dați gust pământului acestuia, să aveți influența lui Dumnezeu pe acest pământ. Asta este gândul pe care Hristos îl transmite. Altfel spus, să ai impact. Observați sintagma. Nu suntem chemați să fim sărați. Suntem chemați să fim sare. Da? Nu suntem putea să... E foarte interesant. Nu uitați că Domnul ne-a chemat să fim sare pe pământ. Nu armă pe pământ. De ce nu zice Dumnezeu, vă fac o sabie? Voi sunteți sabia pentru lumea aceasta. Sau eu știu ce altă armă vă trece prin minte. Voi sunteți sarea pământului. Și zice, pentru că influența pe care trebuie să o avem noi este prin gustul pe care îl dăm. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim o armă pentru că influența noastră nu vine prin agresivitate. Vă rog să mă înțelegeți, mesajul Evangheliei se transmite prin gustul acela inconfundabil al vieții cu Dumnezeu. Nu se transmite prin agresivitate. Dragilor, nu folosiți Biblia ca și o armă. Nu folosiți Biblia ca să spintecăm pe cei care nu cred ca noi, ci mai degrabă, haideți să-i facem să dorească să aibă acel gust inconfundabil al vieții cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a dat identitatea și așteaptă de la noi influență. Ce înseamnă acest lucru? Și câteva lucruri aici foarte interesante pe care le-am găsit în Scriptură. Identitatea legată de influență înseamnă că suntem chemați să redăm gustul pe care lumea îl pierde. Știți că trăim într-o lume care începe să nu mai aibă gust. O să zică cineva, dar ce facem? Mâncăm tot? Nu-i tot, nu se reduce totul la mâncat. Este o metaforă, că și Domnul Iisus folosește o metaforă. Voi sunteți sarea pământului. Nu spune Domnul Iisus, ești bulgărele acela de sare sau punga sau săculețul de pulbere. Nu asta spune. Voi trebuie să aveți identitatea echivalentă cu cea a sării, iar influența echivalentă cu ceea ce face sarea. Dar dacă sarea își pierde gustul, dragii mei, suntem chemați să redăm gustul care se pierde în lume. Asta este realitatea. Am fost creați de Dumnezeu ca oameni neobișnuiți, cu o chemare neobișnuită. E nevoie de noi în lume, dragilor, știți? Deci e nevoie de pocăiți în lume. Sau cum să o spun? De credincioși. E nevoie de noi în lume pentru că zice Biblia că toată lumea zace în cer rău. De la o zi la alta, lumea aceasta își pierde gustul. Și când zic că lumea aceasta își pierde gustul, își pierde compasul moral, își pierde busola, nordul, dacă vreți. Nu mai știm în ce direcție să ne ducem. Părerile sunt literalmente din toate direcțiile. Omul lui Dumnezeu, care trebuie să fie sarea pământului, este chemat să dea gust acolo unde se pierde gustul. Când vorbim despre asta, o analogie așa de frumoasă, știți că sarea, doar sarea poate face anumite lucruri. Am spus deja asta de multe ori astăzi.
sarea doar poate face anumite lucruri. De asta eu cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi, cei ce suntem credincioși, să fim sare, pentru că doar sarea poate să repare gustul. Poți să pui cât zahăr vrei, cât coriandru, cât piper, eu știu câte ierburi mediteraniene într-o mâncare. Dacă n-ai pus sare, nu recuperezi gustul. Hristos ne cheamă să dăm gust unei lumi care își pierde zi de zi sau pe zi ce trece gustul. În purtarea noastră, în trăirea noastră, în vorbirea noastră. Credeți că degeaba, zice Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har și dreasă cu mult zahăr. Cui nu-i place zahărul? Nu știu, ciocolată, nu știu, o acadea, nu știu ce vă place la dulciuri. Chestiile alea care au 1.000.000 de calorii, le mâncăm așa cu mare nesați. Mănânci o tablă întreagă de ciocolată, fără să-ți dai seama că ți-ai mâncat caloriile pe 2 zile. Ne plac dulciurile, dar nu aici se reduce toată treaba. Oi, sunteți sarea pământului. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har și dreasă cu sare. Știți de ce? Pentru că noi, prin ceea ce facem, prin ceea ce arătăm, prin ceea ce spunem, trebuie să dăm gust, da? Spuneam așadar că suntem chemați să redăm gustul. Identitatea noastră produce influență. Cum? Prin gustul pe care redăm. Al doilea lucru, rapid de tot. Suntem chemați să păstrăm nealterate valorile într-o lume care le pierde zi de zi. Știți că sarea, pe lângă proprietățile de a da gust, are încă o proprietate fantastică. Sarea păstrează un aliment de la a se altera. Știți, dacă vreți, gândiți-o așa, în vremurile înaintea congelatorului și a frigiderului modern pe care îl avem noi astăzi în casele noastre, știți ce făceau oamenii? Sărau produsele alimentare ca să nu se strice. Poate mai aveți bunici în viață care trăiesc undeva în zonele frumoase, rurale, neafectate de poluare, de eșapamente, de claxoane de oameni nervoși și de trafic uriaș, acolo, în liniștea acelor sătucuri, cătune, poate mai există câte un bătrân care nu folosește frigider pentru că nu-i vede utilitatea. El își are beciul lui și își are butoiul lui în care își pune lucruri sărate, care țin la fel de bine cum le-ar ține congelatorul nostru. Știți de ce? Pentru că sarea păstrează de la alterare. Dragii mei, suntem chemați să fim sare în lumea asta, nu doar ca să-i dăm gust, ci suntem chemați să fim sare pentru că noi, ca și credincioși, trebuie să contribuim la echilibrul pe care Dumnezeu vrea ca noi să-l ținem în lumea aceasta. Dezechilibrul moral al lumii în care trăim este fără precedent. Sarea este așa de importantă pentru că sarea păstrează de la alterare aproape totul. Nu știu dacă ați fost curioși vreodată să citiți, dar sarea era folosită în lumea antică, inclusiv ca metodă de plată. Spune istoria că soldații romani erau plătiți în sare. Asta era solda lor, sare. Și de la sare avem cuvântul latinesc salarium, de la care îl avem pe cel românesc și noi, care este salar. Ideea e simplă. Atât de valoroasă era sarea în lumea antică, încât soldatul roman își primea solda lui în sare. Păi nimeni nu mai face astăzi. Astăzi te duci și îți ai cardul tău, nici măcar nu-ți dă nimeni bani într-un plic, nu mai semnezi pe nimic, totul e o tranzacție electronică. Dar acum 2000 de ani și mai mult, soldatul era plătit în sare. Salarium, de acolo vine, pentru că era ceva valoros, ceva ce nu se altera, sarea nu se strică, n-are termen de garanție, n-are termen de expirare, iertați-mă, sarea poate fi folosită nelimitat. Dacă o dizolvi în apă și apoi lași apa sărată se evaporă și ajunge înapoi în stadiul inițial. Așa de multe lucruri s-ar putea spune despre sare. Suntem chemați să dăm gust unei lumi care își pierde gustul. Asta înseamnă influență. 2. Suntem chemați să păstrăm valorile într-o lume care și le pierde. Și mai ceva. Suntem chemați să îmbogățim o lume care sărăcește mult. Știți că poate o să zică cineva, ăsta exagerează. Deși financial
financiar, social, economic, politic, cum vreți voi să o puneți, lumea noastră este într-un progres fără precedent, tehnologic, un progres fără precedent. Dar ne-am pierdut valorile esențiale. Și când îți pierzi valorile esențiale, devii mai sărac. Când îți pierzi lucrurile care reprezintă pilonii societății, chiar dacă evoluția ta este fulminantă, tu devii mai sărac. Mă uit la societatea în care suntem așezați și Dumnezeu ne-a dat harul să trăim în 2024 și cât om mai trăi pe acest pământ. Eu cred că mă uit în jurul meu și vă uitați și voi și vedeți că noi, de fapt, deși ne îmbogățim din multe puncte de vedere, pentru că generația noastră este generația care trăiește în cel mai mare lux din toate vremurile, deși fizic, financiar, eu știu, din ce puncte de vedere vreți voi, repet, ne îmbogățim, cred că noi, de fapt, sărăcim și sărăcești când pierzi ceea ce contează și este valoros. Știți de ce ne-a făcut Dumnezeu și ne chema să fim sare? Pentru că noi trebuie să îmbogățim lumea asta care e în sărăcie. Nu-i sărăcia aia din Africa, unde la fiecare secundă mor 6 copii de foame. Pentru că nu că n-au preferința de mâncare, ci literalmente nu au ce să pună în gură. Nu de sărăcia aia a oamenilor care încă trăiesc în colibe acoperite cu stuf. Nu e aia, aia e o sărăcie de altă natură. Dar noi ca și societate sărăcim în fiecare zi, pentru că renunțăm la valori. Am sărăcit, știți când? Când am scos afară Biblia. Am scos-o din școli. Am scos-o de peste tot, pentru că e o carte veche. Ne plac scrierile moderne. Citiți tot ce e modern, cu discreție și discernământ. Dar Biblia am scos-o afară și când societatea umană, per ansamblu, și-a scos cuvântul lui Dumnezeu din existența ei, când o societate scoate adevărurile eterne, neschimbabile ale lui Dumnezeu, principiile după care universul funcționează, societatea aceea sărăcește. Chiar dacă toți avem salarii de 5.000 de euro, chiar dacă conducem mașini electrice și hibrid, chiar dacă vorbim electrocasnicelor din casa noastră și schimbă temperatura și dau aer și fac tot felul de lucruri inimaginabile, suntem o societate de oameni săraci. Pentru că atunci când îl scoți pe Dumnezeu și valorile Lui din existența ta, din viața de zi cu zi, ești un om sărac. Iar noi, dragilor, ne-a chemat Dumnezeu să fim sarea pământului, știți de ce? Nu doar gust, nu doar păstrăm ceea ce se poate altera, trebuie să și îmbogățim. Fii sare, îmbogățește. Acolo unde ești tu, du cu tine comoara asta, poate n-ai cea mai tare mașină, poate locuiești într-un apartament decomandat și zici, eu n-am așa de mult, nu pot influența. Mult mai mult decât crezi poți influența. Când ești sare pentru pământ. Observați că sarea e pentru pământ. E bună și pentru mâncare, dar și pentru pământ, pentru că acolo este esența. Da? Sarea pusă pe pământ. Exista și practica aceasta. Vă mai spun și apoi încă un lucru și am încheiat. Sarea în antichitate se folosea și era pusă pe pământ. Fermierii o puneau, oamenii care cultivau pământul împrăștiau sare și zice că sarea ajută ca mineralele din pământ să rămână acolo. Sarea face ca pământul să fie mai ușor arabil, face ca pământul să rețină apa în perioada de secetă. Am studiat puțin despre sare, am fost uimit. Unele lucruri le-am știut, foarte multe dintre ele, le-am aflat. E fascinant cum Domnul Iisus ia un exemplu atât de simplu cum e sarea și face din el o lecție de viață. Știi că darul tău pe care l-a pus Dumnezeu în tine îmbogățește pe alții? Poate zici, eu nu am făcut nimic. Zic tinerii, poate veni la facultate, într-un oraș mare ca Timișoara, cu agitație multă, într-o facultate cu prestigiu, unde sunt tot felul de colegi. Vreau să spun, dragul meu tânăr, un cuvânt pentru tine. Că ești în anul întâi, sau că ești în anul 3 sau 4, sau ești la master, sau mai departe, prin darul pe care l-a pus Dumnezeu în tine, ești sarea pământului și poți îmbogăți pe alții. Chiar dacă tu nu poți să cumperi la toți câte un prânz la pauza de prânz, dar prin ceea ce a așezat Dumnezeu în tine, ești un om bogat. Cât de mult doresc să trăim noi ca și creștinii cu mentalitatea că ce-a pus Dumnezeu în noi este așa de valoros. Doamne, ajută-ne! Și un ultim lucru, da? Spuneam că Dumnezeu folosește lucruri simple ca să
rezolve probleme complexe. Spuneam că Dumnezeu ne-a dat o identitate, ca prin ea să avem influență și mai ceva. Observați, e foarte interesant, dar dacă sarea își pierde gustul, restul versetului vorbește despre un pericol, este o avertizare. Și aici e și gândul meu de încheiere. Dumnezeu, repet, folosește lucruri simple pentru a rezolva probleme complexe. Doi, Dumnezeu ne-a dat identitate pentru ca să avem influență. Și în al treilea rând, Dumnezeu ne atenționează că pierzând esența, ne vom pierde eficiența. Dacă sarea își pierde gustul, nu mai își are rost. Asta zice Domnul. Știi la ce e bună o sare care nu mai are gust? Zice să fie lepădată și călcată în picioare de oameni. Observați că versetul aproape în întregime este un avertisment. Dragi creștini, haideți să ne luptăm, să ne păstrăm gustul inconfundabil. Asta este provocarea mea. Pentru asta ne vom ruga într-o clipă. Care e esența sării? Am spus că vine, sarea e formată din două elemente care în ele însele sunt nocive. Își au aplicabilitatea lor ca și elemente chimice, dar în ele însele sunt nocive, însă combinate reprezintă ceva fantastic. Ce ne face pe noi diferiți? Distinția noastră față de ceilalți stă în câteva lucruri. Dumnezeu ne avertizează să nu ne pierdem esența, pentru că altfel ne vom pierde eficiența. Și mă uit la o generație de creștini care nu sunt eficienți. Ne uităm la biserici care de multe ori tânjim, uitându-ne la biserici, refrazez, uitându-ne la biserici goale, tânjim la vremurile când erau pline, pe lângă multe alte motive. Dați-mi voie să mai aduc unul în discuție. Oare se poate ca noi să ne fi pierdut esența a ceea ce ar fi trebuit să fim noi? Și pierzându-ne esența, să ne fi pierdut eficiența? Doamne, ajută-ne în dimineața asta să fim din nou sarea pământului, să nu fim văzuți de toți, nu în cantități mari, nu doar noi, că așa de multe lucruri se pot spune. Ce înseamnă să-ți pierzi esența și apoi să-ți pierzi eficiența? Care sunt lucrurile pe care nu trebuie să le pierdem? Foarte rapid câteva gânduri. Unu, nu-ți pierde focul închinării autentice înaintea Domnului. Amin, mulțumesc. Cineva măcar e de acord cu mine. Mă uitam la tineri de 10 ani, îi iubim și sunt frumoși. Și pe lângă astea sunt atributele lor. Sunt și foarte pasionați de cântare. Sunt tare mândru, vă rog să-mi iertați afirmația și să mă ierte Domnul. E o mândrie sfântă, nu știu dacă există așa ceva, probabil că nu există. Dar în caz că există, sunt mândru uitându-mă la ei și la slujirea lor. Știți de ce? Că pe lângă faptul că sunt frumoși, pe lângă faptul că sunt cuminți, e un lucru care pe mine mă motivează, pe mine personal, e pasiunea cu care cântă. Dragilor, dacă vrei să rămâi sare și să nu-ți pierzi gustul, ai grijă să nu-ți pierzi pasiunea închinării autentice pentru Domnul. Le avem pe toate. Muzicanți, super. Mulți dintre noi nici măcar nu ne apropiem de ce ar fi cântatul. Majoritatea dintre noi putem cânta în duș, acolo unde e ecou mare și nu contează dacă... Așa. Pasiunea slujirii lui Dumnezeu, da? Asta zice Hristos. Nu-ți pierzi, îți pierzi gustul, adică esența, și devii fără eficiență când îți pierzi pasiunea pentru închinarea autentică. Ascultați ce zice Levitic 2 cu 13. Am găsit versetul ăsta, mi se pare foarte interesant. Toate darurile tale de mâncare. Vorbește despre darurile pe care le aduceau evreii, poporului Dumnezeu, ca și jertfă înaintea Domnului. Toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare. Mi se pare o repetiție care în mod logic n-ar avea loc acolo. Adică să le sărezi cu altceva în afară de sare? Să le sărezi cu sare? Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare. Știți ce îmi zice asta? Dumnezeu zice, voi sunteți sarea pământului și ați pierde esența, înseamnă ați pierde eficiența. Și asta se întâmplă ca avertizare, ne-o dă Domnul, să nu ne pierdem pasiunea închinării autentice și mai ceva.
Nu-ți pierde pasiunea închinării autentice, nu-ți irosi investiția pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Dragii mei, fraților, surorilor, dragi tineri, veniți aici, de departe poate, din alte localități, numai tata și mama și păstorul cu care ești obișnuit, frații din biserică care veneau și spuneau cu o voce blândă când o luai pe delături. Dragilor, nu vă irosiți investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în voi, pentru că Dumnezeu a așezat lucruri valoroase. Și îți pierzi eficiența când îți pierzi esența. Adică închinarea autentică, adică investiția aia pe care o pus-o Dumnezeu în tine, n-o irosi după 3 ani de facultate sau 4 ani de facultate când te vei duce acasă. Sau poate o să rămâi în Timișoara, să te căsătorești într-o biserică ca poarta cerului, că sunt mulți tineri aici și multe tinere. Poate te așezi în orașul de pe Bega. Dar nu pierde, nu irosi investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în tine. Și închei spunând, nu-ți pierde pasiunea pentru Dumnezeu, nu-ți irosi investiția. Și nu-ți pierde atitudinea corectă față de Dumnezeu. Știți că sarea mai are un simbol foarte interesant în antichitate, îl veți regăsi. Sarea în antichitate vorbea despre înțelepciune și discreție. Un om înțelept și discret. Și zice, cine este? Omul care are o vorbire dreasă cu har și cu sare. Nu trebuie să spui tot ce îți trece prin cap. Nu te face deștept. Te face altfel, dar știți voi cum. Nu tot ce ne trece prin cap ca o idee grozavă e de spus. Sarea este simbolul discreției și al înțelepciunii. Mă opresc la aceste cuvinte și aș dori din toată inima să înțelegem că trebuie să avem o viață cu un gust inconfundabil. Și acel gust inconfundabil este când noi ne înțelegem menirea că suntem chemați să fim sarea pământului. Cu toate valențele ei. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mă invit să ne ridicăm în picioare și invit și grupul de tineri să ne conducă într-o cântare și apoi vom încheia cu o rugăciune dimineața aceasta. Și până vin tinerii, haideți să reflectăm o clipă la aceste gânduri și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute din nou. Poate că te-ai gândit că ești prea simplu ca să poți face lucruri complexe. Dumnezeu te-a ales pe tine și m-a ales pe mine, oameni obișnuiți, simpli. Poate că te-ai gândit că identitatea ta trebuie să fie una cu totul aparte ca să poți să ai influență în lume. Nu, identitatea ta deja o ai, ești un copil al Domnului, trebuie să fii sarea pământului. Sau poate că cineva s-a gândit, nu mai am eficiență la locul de muncă, nu mă ascultă nimeni, în familie nu mă ascultă nimeni. Te-ai gândit că poate esența ta e de vină, poate că ți-ai pierdut acea finețe, acel gust pe care îl dă sarea. Haideți să cântăm împreună cu tinerii și când se va încheia cântarea tinerilor, haideți să avem și o rugăciune cu toții, prin care să rugăm pe Domnul să fim din nou împuterniciți, să fim sare și să-i mulțumim pentru dimineața aceasta. Hai să cântăm împreună.